Pentru mine este un lucru extraordinar. Dacă la sfârșitul zilei eu sunt împăcat cu sinea mea și știu, băi, pe tura mea, eu mi-am făcut treaba cum aș știu mai bine și sunt zero victime omenești pe bucata mea de autostradă. Da? Pot să scriu un raport acolo. Misiune îndeplinită cu succes, zero victime omenești. Din păcate, pe șefii mei chestia să nu interesează. Dacă am trecut acolo 10 amenzi, e bine. Zero victime omenești, irelevant. Nu interesează pe nimeni, pentru că este mentalitatea aia tâmpită. Da? Și mentalitatea aia, cum să zic, comunistă. Noi suntem doar niște cifre într-un catalog pentru ei. Noi nu suntem oameni. Noi nu contăm pentru ei. Noi primim felicitări doar dacă avem 30, 40, 50 de amenzi, dacă ai ajutat un om. Nimeni nu vine să-ți mulțumească din partea conducerii Poliției Române. Nimeni, ca să știți de la mine, nimeni n-a venit din partea conducerii să mulțumească pentru gesturi pe care eu le-am făcut și gesturile în decursul timpului pe care eu le-am făcut pentru societate. Decât voi, dragii mei, care îmi scrieți aici și îmi lăsați mesaje, mi-ați mulțumit personal, pentru mine este, îmi umple inima de fericire știind că mi-am făcut treaba cum am știut eu mai bine. Dar din partea conducerii, eu am primit numai sancțiuni disciplinare și, cum să zic, nicio mulțumire n-am primit din partea șefilor. Este trist. Este trist pentru că generațiile care vin din urmă vor vedea pe Kovács Valeri cum se chinuie într-un sistem în care nu este apreciat. Societatea mă apreciază, mulți români mă apreciază și alte naționalități mă apreciază, da? Și unguri și turci, că am stat la un ceai cu un șofer de etnie turcă. Am oprit într-o parcare, am prezentat și video. Striga după mine, hello, hello, m-a văzut în uniformă, hello, hello, ceai. Aia mea, atâta știu să spună. M-am dus la toaletă, m-am întors înapoi. Striga aia după mine, hello, hello. Era un șofer singur. El probabil s-a simțit bine ca să stea cu cineva la un ceai. Eu n-am știut multe să-i explic. Am luat o ciocolată, eram cu mașina la vremea respectivă, am luat o ciocolată din mașină și m-am dus, i-am oferit și o ciocolată, el mi-a oferit un ceai. Am stat cu el preț de câteva minute și am fost foarte încântat că am stat cu el. M-am coborât din mașina de poliție și am stat cu el pe scăunelul lui, acolo la cutia laterală, că acolo avea bucătăria lui, mi-a explicat că este bucătăria lui acolo, la cutia laterală, era șofer turc, și acolo și-a făcut el un ceai cu butelie și cu toate cele. Și am stat și am băut un ceai cu el. Și a fost extraordinar momentul de bucurie pentru el. Am primit felicitări de la toate națiile pământului, de la polonezi, de la nemți, de la turci, nu are rost. Să vă spun. Intrați și pe Facebook și pe TikTok și peste tot, o să vedeți că are milioane de vizualizări. Este un clip de un minut. Din partea conducerii Poliției Române n-am primit niciun mulțumesc scris pe un mesaj. Asta este trist. Asta este trist. Nu mă dezamăgește pe mine. Dezamăgește generațiile viitoare de polițiști care vin din urmă și vor învăța ce vor învăța. Dacă faci ca și Kovács Valeri, nu vei primi un mulțumesc din partea șefilor. Oamenii te vor respecta peste tot. Milioane de români mă respectă. Peste tot. Din diaspora. De peste tot îmi scriu. Pe toate rețelele sociale.